Dacă ești nou, abonează-te la canal și apasă pe clopoțel ca să primești notificare atunci când postez sau când fac live. Respect! Salutare, bă, fraților, și bine ai găsit la un nou episod din serioasă de Minecraft. De data aceasta o să începem o nouă serie numită Minecraft, frații, pe tare, dar cred că știți toți această serie pentru că m-am jucat numai pe live stream-uri și am zis hai să bag și episoade cu această serie. Dacă vreți să mai continui cu această serie, apăsați butonul de like acolo. Și da, este un realm creat de Alemar, aveți descrierea, sâmpăului în descriere, doamne ajută. Și dacă nu vreți clipuri, apăsați butonul de like acolo. Vă spun de la început că nu băgăm pe nimeni pentru că deja e full, poate sezonul 3 o să ai norocul să intri, doamne ajută. Și hai să vedem ce putem face în acest episod, aveți Instagram în descriere și da. Ok, bă, fraților, hai să vă prezint așa un mare lucru pentru cei care nu ați prea văzut live stream-urile. Avem aici frumos niște văcuțe, portalul, enchanting table-ul, avem niște iteme pe aici, o să vi le prezint mai târziu. Hai să vă prezint și casa, asta este pod făcut de mine frumos, sunt foarte departe de băieți, deci, na, nu o să vreau să mă duc la ei acasă pentru că cred că ați văzut ce au ei majoritatea. Așa, cam asta este și casa mea, hai să vă arăt și interiorul, e cam ciudată, dar mie îmi place cum e interiorul, e destul de mare casa și așa îmi place. Hai să și dormim dacă tot am uitat aici. Și da, o să facem în acest episod, o să terminăm ăsta chicken automat, adică carne automată, nu știu cum mi spune, generator de carne, nu știu, cred că știți și voi despre ce vorbesc, pentru că nu știu, niciodată nu am știut numele acestui... acestei mecanisme. Avem 38 level-uri, dar momentan strângem, facem bookshelf-uri că nu avem enchanted de level 30. Așa, suntem la stadiul ăla, trebuie să pun lavă, acolo trebuie să pun lavă și să aduc găinuțele și gata, cam asta a fost. Hai să luăm întâi sugar cane-ul, să-l culegem pentru că avem nevoie. O să trebuiască să facem și o fermă de sugar cane automată, dar pe viitor. Și dacă mai vreți clipuri, apăsați butonul de acolo și nu știu, o să fie odată la o săptămână această serie postată pe canal. O știți, am spus, pentru că am făcut 3, dacă nu mă știu, 4 live-uri cu această serie și da, gen m-am jucat pe live stream-uri și am zis, bă, hai să fac și clipuri, că de ce nu? Avem aici niște piele, avem o carte, avem doar 2 bookshelf-uri, pentru că destul de greu crește acel sugar cane. Așa, și aici... Stai, îmi trebuia și lemn, nu îmi trebuia lemn. De ce nu se fac? A, uite aici, 2 cărți și mai am eu încă una și aia, mai făcut un bookshelf. Uite așa. Avem 3 bookshelf-uri până acum. Bă, ușor, ușor facem și noi enchanter de level 30. Am găsit o ravină și am foarte multe rail-uri. O să facem ceva cu rail-urile alea, dar momentan lăsăm așa. Avem asta, mi-a picat la pescuit. Și acum, hai să mergem să luăm lavă. Îmi fac în primul rând o să... A, uite, deja am o găleată aici. Mergem în Nether să luăm o găleată cu lavă, pentru că în Nether e cel mai ușor, adică, deci, bam, frumos. După aceea să venim acasă să mulțim văcuțele. Și pentru cei care sunt serii, dacă nu știți pe unde stau, vedeți că am făcut eu acolo drum și o să vă dea pe aici pe unde vin eu acum. Uite, o lavă aici plutitoare, așa că o iau pe asta. Cât noroc să ai! Deci, cât noroc să ai, hai să mergem înapoi. Super easy, bă, o ducem foarte bine cu mâncarea. Mulțumesc lui Valito pentru diamante. Băi, deci eu am doar 7 diamante și băiatul ăsta mi-a venit cu 3 blocuri și 6 diamante sau 7. Băi, e super ok, chiar îi mulțumesc extrem de mult. Nu o să fac full diamond momentan pentru că nu am de ce. Când o să fac enchanter de level 30, o să-l fac. Sper că merge chestia asta, adică sper că merge. Nu m-am uitat la niciun tutorial, am făcut și eu din ce mi-am adus aminte. Și cred că așa era, da? Nu, da, trebuia să pui aici sticlă. Asta am uitat. Sau, da, aici, unde trebuia să pui sticlă? Nu mai știu. Cred că aici. Aici pentru că... nu știu dacă aici. Oare aici? Aici. Nu, fuck it, mamă, ce am făcut. Nu mai știu sigur dacă era aici sau aici. Ce mai probabil așa trebuie. Dar nu prea cred. Că... Da, merge bun așa. Trebuia să pun, bă, cât de idiot am stricat din greșeală lava. Fuck it, trebuie să mergem iară în Nether.
Da, pentru că o să dropeze ouă, găinile de sus, și o să ducă în dispenser și dispenserul o să arunce ouă și dacă crește, adică dacă iese ouă, pui, crește puiul și după asta dă, intră în labă și moare și îi luăm carnea prăjită. Deci, nu, tu nu trebuie să stai aici. Deci ăsta trebuie să zboare de aici și să punem acolo lavă. Așa. Și acum ăsta trebuie pus la locul lui. Așa ar trebui, nu știu. Deci îndropează, ia să vedem cum se vede, dacă se vede ok. Da, uite așa trebuie, gen o să crească puiul aici și când o să crească mare o să dea cu capul în lavă și îl omoară. Hai să facem repede niște trepte, să pot urca cu găinile. Deci o să le urc frumos, bam, bam, bam. Și după aceea o să le bag aici. Dar aici văd că ar putea să urce, așa că o să mai pun ceva provizoriu. Punem tot sticlă. Și după aceea așteptăm să le mulțim, le mulțim normal. Și după aceea punem, o să crească, o să facă ouă și de acolo, bam, bam. Hai să luăm niște grâu rapid, după aceea să luăm siduri. Acum căutăm niște găini. Dar întâi aș vrea să mă culc. Ia să vedem. Nu merge. Ok, deci nu merge să mă culc, încă e zi. Mă enervează că plouă. Hai să căutăm niște găini pe aici, măcar două găini, că după aceea le mulțesc, știi? Ok, hai că am găsit 3, în sfârșit am găsit și casa, avem acolo în spatele nostru casa. Ducem 3, mulțim și facem 4 frumos. După aceea le mulțim așa frumos și o să avem mâncare în continuu. Oricum nu ducem lipsă nici acum de mâncare pentru că avem foarte mult pește, am pescuit foarte mult. Avem și vacile alea când o să trebuiască să le umor pentru cărți, o să mai am și atunci mâncare, dar nu strică niște pui prăjit. Poate cineva din serie rămâne fără și mă duc pe mama repede în Nether și îi dau. Deci hai că urcăm acum cu el în sfârșit. Am încercat odată și mi-a murit găinile fix că lângă, a explodat un creeper lângă mine și a murit. Hai, vă rog frumos, ziceți că urcați. A urcat una, bă, aia pe bune. Așa, haideți, așa, hai. Bă, ce cred, fuck it. Haideți, încă o dată. Vinți-o, vinți-o, haideți, vinți-o încoa. O să fie mai greu decât credeam. Urcați, hai. Hai, vinți-o. Hai, vino, vino. Așa, bravo, bravo, hai că aștept și pe cealaltă. Dar eu vreau acum să-mi... Nu, nu, nu vreau să vă trântesc. Nu vreau să vă dau jos. Uite, intră acolo, așa, așa, așa. Bun, am pus una. Bun, 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 bun. Aia a făcut-o... Bun, am pus-o și pe cealaltă. Pe asta nu e obligatoriu, dar o pun acolo că abia le mulțesc mai repede. Așa, intră acolo. Gata. Și acum facem așa. Și se mulțesc ele. Așa, și am făcut, frumos. Iar acum faceți ouă, pentru că o să vă pun, adică nu vă pun, că n-am de ce să vă pun, că oricum nu cred că ajunge nimeni, ca să fiu sigur că nu se spawnează nimic, absolut nimic aici, o să pun niște toate și nu se va spawna nimic. Așa, luăm și noi acel ou, poate avem noroc și poate e chiar un de ăsta, un pui. Ia, îl dropăm acolo, îl dropăm, nu vreau să-l arunc. Nu vreau să-l sparg eu, îl dropez. Ia. N-a fost pui din păcate, dar nu contează. Cel puțin am reușit și am pus asta în funcțiune. Sper că merge. Avem acum, de acum o să le mulțim și aia. Deci, da. Hai să luăm și... adică am niște grâu să mulțesc și vacile. Și în următor, cred că o să facem, nu știu... Puteți să spuneți în secțiunea de comentarii ce vreți să mai lucrăm aici, să facem. Aș vrea să fac o fermă imensă de grâu. Oh, am lovit-o pe aia în loc să-i dau grâu. Fermă imensă de grâu. Așa. Câte facem aici? Haideți, v-ați mulțit toate sau? A rămas una cu... Ok, n-a rămas. Ok.
Bă, băieți, cam asta a fost și clipul de astăzi. Sper că v-a nu uitați să apăsați dumneavoastră acolo. Am dat drumul și la acel generator de carne. Eu am fost Olerențiu, nu uitați să-mi dați și un follow pe Instagram, aveți Instagram în descriere și dacă mai vreți clipuri din această serie, apăsați butonul acolo să strângem peste 120-130 de like-uri dacă se poate. Eu am fost Olerențiu și ne vedem data viitoare. Ciao, bă, fraților, baftă, pa!